asta modernă nu-ți permite să stagnezi. Dacă, nu te limitează, dacă, nu te mărginește. Dar la un moment dat sparge ceva, trebuie să se întâmple ceva. Da, schimbă mentalități. Trebuie să sincronizezi cu lumea, nu poți să... Cum vă simțiți dumneavoastră ca intelectual și creștin în România? Eu sunt... vă simțiți slavă bine în țara dumneavoastră? Slavă lui Hristos, eu... îmi spun rugăciunea și de fiecare dată când mi-o spun, mă bucur că nu sunt bogat și nu sunt puternic, și sunt lipsit de orice fel de funcții oficiale și nici banii nu m-au preocupat, așa că nu se poate spune că am foarte mulți bani. Și în felul acesta sunt liber. Pentru că sunteți intelectual și sunteți creștin. Dar asta nu depinde de România, să știți. România este numai un teren de încercare. Deci dacă vezi România ca pe un teren de încercare pentru suflet și pentru ființă, atunci într-adevăr îi găsești o ontologie sacră. Dacă nu o vezi așa, atunci este o nenorocire de care e mai bine să scap cât mai repede. De ce? E atât de greu în România? Pentru că... Nu. Deci cei care nu au această viziune de care am pomenit prima dată, pentru că este evident că e mai bine să duci în altă parte, unde ai rezultate mult mai bune și reușitele sunt mult mai mari. Și oamenii te privesc altfel, e o altă civilizație, ți se acordă un alt respect, nu mai sunt toate, cum spun eu, marile șmecherii și trageri de sfor care sunt aici, etc., etc. Dar asta numai dintr-un punct de vedere. Din celălalt punct de vedere, v-am spus, se poate descoperi o sacralitate și acestui loc și acestui moment. Am ajuns la final. Dragi telespectatori, învățămintele pe care trebuie să le tragem din această emisiune ar fi următoarele. Indiferent cât de grea ne-ar fi viața, este foarte bine să facem în așa fel încât cititul, credința în noi înșine și în Dumnezeu, să transforme această dimensiune noastră de intelectual și creștini într-o victorie și nu într-un eșec. Până marțea viitoare, vă spunem să fim puternici și liberi. La revedere!